Clădirea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța va intra în sfârșit într-un amplu proces de reabilitare și consolidare. Consiliul Județean Constanța a lansat licitația pentru restaurarea și conservarea monumentului istoric. Valoarea estimată este de 42 de milioane de lei fără TVA. Proiectul constă în lucrări de revitalizare a zidăriilor de piatră și cărămidă, de restaurare interioară și exterioară și multe altele. Totodată, prin proiect se dorește protecția patrimoniului cultural mobil și imobil, creșterea numărului preconizat de vizite și promovarea turistică a obiectivului restaurant.